Familia, prietenii, colegii de breaslă, printre care Rubi, Cabron, Spic și Ștefania, Raluca, dar și Augustin Viziru și Serghei Mizil au fost prezenți la ceremonia funerară. La înmormântare însă nu a luat parte fiica în vârstă de 7 ani a Mădălinei și a lui Nosfe. Soția sa, vizibil afectată, a îngenunchiat câteva minute în fața tabloului cu fotografia artistului. Darius Vlad Crețan a fost înmormântat în cimitirul Bisericii Zvorul Tămăduirii din Dumbrăveni. După slujba oficiată de mai mulți preoți, colegii săi au vorbit cu lacrimi în ochi despre Nosfe, care le-a fost mai mult decât un coleg de breaslă, un om extraordinar de bun, de talentat, de muncitor, un om care a plecat mult prea devreme. Ar trebui să se schimbe multe lucruri la nivel de industrie. Nu poți să învinovățești artistul pentru că vrea să trăiască, să se întrețină, să bucure lumea în același timp și să-și urmeze și visul. Azi nu e despre noi. Este despre el și sper să ajungă în brațele lui Dumnezeu, să aibă un drum cât mai lin. De fapt, cu siguranță va fi așa, pentru că a fost un om extraordinar, a spus Ada, era pe bune. Pentru unii dintre noi, contează asta. Avem multe amintiri cu el, dar să nu vă supărați, rămân ale noastre, a spus rapărul Doc. La finalul înmormântării, în memoria lui Nosfe au fost ascultate câteva melodii ale artistului. Haideți să urmărim mai multe imagini de la tristul eveniment. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.